Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă mai țineți minte că pe vremuri de mult, unii spălau mașinile în râu. I-a văzut vreodată? Se spăla calul, căruța și căruța mai puțin, dar mașina se mai spăla. Calul și mașina, da. Calul și mașina, da. Calul putere. Aparent, obiceiul a dispărut chiar de tot. Un șofer a căzut cu mașina în râul Mureș și a lăsat-o în apă, fără să mai anunțe autoritățile, s-a dus acasă. Pentru că noi așa, după băiță, facem năniță. Da. A fost, locul e foarte, adică e o intersecție mare acolo, înțeleg, de județe, de râuri, de, este un spațiu special. Știrea zice așa, vă rog să fiți atenți, un șofer din Timiș a fost identificat de polițiști la 24 de ore după ce autoturismul său a fost recuperat din râul Mureș de pompieri din județul Arad. Oh, ce combinație acolo. Da. Maica mea. Este râul Mureș, este un râu serios care trece prin multe județe. Iar timișenii și arădenii ei acolo sunt ca frații unii lângă ceilalți, parcă au și o mică autostradă sau drum expres de la un. E o autostradă. Da, și uite că și râul Mureș este periculos. Ce s-a întâmplat? La audieri a spus că a uitat să tragă frâna de mână după ce a oprit lângă mal. Deci el a oprit și l-a dat băi. Da, și plus că... Da, ce faci? Sunt cu mașina la spălătorie. Auzi, nu înțeleg, a lăsat-o acolo în ideea în care ce, nu-l descoperă nimeni sau ce? Nu, asta sau nu, și eu, sau deci... nu află nimeni cu e mașina? Cred că era mașina o sărăcie, cum se zice. Nu, și poate era foarte murdară. Deci cât de murdară era? A ajuns în apă și a zis, hai că o lasă să se moaie. A stat-o la muiată. Da, asta este... În România se întâmplă multe lucruri. Da. S-o fi gândit că e mai scump să o scoată din apă decât să o lase acolo. Uh-huh. Eu zis, dă-o încolo și așa, nu mai trebuia. Ce e? Hai, las-o aici, că mă duc și eu acasă. Acum, flioșc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.